Bună ziua! Suntem gata să începem? Da? Bună ziua la tot! Bineți venit! Două minute! Ce spuneți, nu vine cu rugămintea cumva, dacă e posibil să vorbiți un pic mai tare, monitorii, din lateral, pentru că s-au dă microfon. Ok. Deci, bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați venit pentru briefingul de presă anunțat pentru astăzi. Venim cu careva detalii despre dosarul frauda bancară. După cum cunoașteți cu toții, pentru că noi încercăm să comunicăm destul de des, deci în ultimul an Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova, au fost foarte active din punct de vedere de cooperarea internațională, mai ales cu jurisdicțiile din Uniunea Europeană. Am avut oportunitatea să participăm la mai multe conferințe internaționale, dar să avem și ședințe bilaterale în alte țări. De fiecare dată când aveam oportunitatea să călătorim în alte țări, să participăm la așa conferință, la așa ședințe bilaterale, noi vorbim cu procurorii și ofițerii din alte țări, unde avem probe, avem bunuri, cumpărate în alte țări cu banii sustrași din Republica Moldova. Deci noi investigăm în mai multe cauze penale, dar cel mai clar caz de rezonanță pentru Republica noastră este anume frauda bancară, unde o sumă foarte mare de bani până la urmă a fost sustras din sistemul bancar și spălat în întreaga lume și eventual a ajuns în bunuri peste hotare. În special, în ultimul an, am avut o cooperare foarte bună cu două jurisdicții. Deci, în primul rând, cu Elveția. Republica Moldova, deci procurorii și ofițerii aveau informații despre o vilă procurată de Vladimir Plahotniuc, lângă lacul Geneva. De mai mulți ani în urmă știam despre această informație. Am obținut autorizația de aici, din Republica Moldova, judecătorii din Moldova, să punem sechestru asupra acestui bun care este în Elveția, în 2020, deci mai mulți ani în urmă. Dar a durat foarte mult timp până am avut o reacție mai pozitivă de la autoritățile din Elveția. În sfârșit, anul trecut, autoritățile din Elveția, după ce am avut multe discuții, multe ședințe, inclusiv cu procurorul general al Elveției, deci autoritățile din Elveția au confirmat că s-au adresat judecătorilor din Elveția să fie înghețat acest bun, această vilă, care a fost cumpărată cu aproximativ 26 de milioane de euro în 2011-2012. Noi avem probe care sugerează că valoarea acestui bun e cu mult mai mare decât suma care a fost folosită să fie procurată. Deci am primit confirmație de la autoritățile elvețiene că acest bun nu poate fi vândut sau înstrăinat. Asta înseamnă că am obținut un pas important pentru a asigura, dacă avem eventuală condamnare a lui Vladimir Plahotniuc în judecată, că acest bun va putea fi vândut și banii obținuți din vânzarea acestui bun să fie întoars înapoi în interesul Republicii Moldova și cetățenilor din Republica Moldova. O a doua țară cu care am avut o colaborare foarte apropiată în ultimul an este Franța. Deci am avut vizite, după cum am anunțat, în mai multe comunicate, mai multe evenimente. Am avut omologii noștri, procurori, ofițeri din Franța, au venit în Republica Moldova pentru mai multe evenimente. Am avut oportunitatea să vorbim cu ei, inclusiv la conferințe internaționale, cea mai recentă fiind în luna decembrie, în Atlanta, Georgia, unde noi toți trei am avut oportunitatea să ne întâlnim cu procurorii și ofițerii francezi. Astăzi am venit să vă anunțăm despre careva acțiuni care au avut loc săptămâna trecută pe teritoriul francez. Deci, noi, în investigația noastră, am obținut iarăși aici, în Republica Moldova, autorizație de la judecători de instrucție să efectuăm careva acțiuni pe teritoriul francez,
cum ar fi să facem percheziții, să audiem careva martori, să punem sechestru, iarăși să înghețăm bunurile care se află pe teritoriul francez. Am colaborat foarte apropiat cu procurorii și ofițerii din Franța și prin comisii rogatorii, prin cereri de asistență, deci internațională, și săptămâna trecută procurorii și ofițerii din Republica Moldova au călătorit în Franța să asiste la procedura de percheziții, de audiere a martorilor și alte acțiuni care au avut loc acolo. Am convenit în această briefing de presă să vă spunem careva detalii despre acțiunile de săptămâna trecută și vom răspunde la vreo câteva întrebări din partea presii la sfârșit pe tema pe care o discutăm astăzi. Deci o să-l rog acum pe domnul Octavian Iachimovski să dea unele detalii despre acțiunile de săptămâna trecută. Bună ziua și vă mulțumesc frumos! Și deplasarea grupului din Republica Moldova, în care au făcut parte procurorii cu țări de urmărire penală detașați în cadrul Procuraturii Anticorupției și reprezentanții ai ARBI, a avut loc de pe data de 9 până pe data de 11 ianuarie. Anterior până la această deplasare în Republica Franceză a fost aplicat sechestru pe mai multe bunuri imobile care îi aparțin lui Vladimir Plahotniuc. Scopul deplasării a fost efectuarea perchezițiilor în aceste bunuri imobile, precum și la alte persoane, pentru a acumula probe incontestabile ce ar dovedi apartenența acestor bunuri imobile, anume la familia Plahotniuc. Aceste bunuri erau înscrise pe companii înregistrate atât în Franța cât și în Cipru. Aparent nu exista nicio legătură dintre aceste companii cu Vladimir Plahotniuc. Totuși, probele care am reușit să le administrăm pe parcursul acestei perioade, în rezultatul acestor percheziții, dovedesc indubitabil că aceste bunuri aparțin lui. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane cu referire la aceste fapte. Deci, la concret, au fost depistate pe teritoriul Franței bunuri imobile, un apartament în orașul Sies. În acest apartament a fost depistată o rudă foarte apropiată al Vladimir Plahotniuc, o vilă la fel în orașul Sies pe malul lacului Leman, în Elveția Smerște, mi se pare că Geneva. Această vilă se află într-o etapă de reconstrucție și o vilă în Comblu, în zona munților Alpi, în apropiere de Mont Blanc. Vila are aproximativ 500 de metri pătrați, este destul de spațioasă, are 6 dormitoare, băi, bibliotecă, vinărie, spațiu de depozitare a vinului, săli de sport, garaj, și se află una din cele mai exclusiviste zone din orășelul Comblu. De asemenea, în cadrul percheziției, colegii din Franța au depistat și au ridicat circa 92.000 de euro și 3.000 de franci în apartamentul din orașul Sies. Suntem deja în așteptarea ca probele administrate să fie transmise în Republica Moldova și, desigur, așteptăm o decizie cât mai rapidă luată de judecătorii din Republica Moldova. Suntem convinși că probele care am administrat noi dovedesc implicarea domnului Plahotniuc și vinovăția sa în frauda bancară și în rezultatul sentinței, instanța, dacă se va convinge de probele noastre, va dispune confiscarea acestor bunuri. Referitor la detalii ce sunt de valoare și alte chestiuni ce sunt de recuperarea bunurilor, am să rog pe domnul Vitali Rasu, de la ARBI, șef Direcției Investigației, să vină cu anumite clarificări. La bună ziua și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Eu am să vin cu anumite completări la informația prezentată de domnii procurori ce ține de acțiunile pe care le-am efectuat în Franța pe fraudă bancară, dar pentru început ar vrea să le mulțumesc colegilor din Franța pentru suportul care ni l-a acordat în această vizită și sprijinul care ne-l acordă în continuare pentru efortul nostru în vederea identificării bunurilor infracționale, acumulării probelor și sechestrării acestor bunuri. De fapt, astfel de acțiuni sunt o premieră pentru ARBI. Nu am participat la astfel de acțiuni în alte jurisdicții.
Și cu toate acestea, această colaborare cu colegii din Franța, la fața locului, a survenit ca un efort comun pe care noi l-am depus anterior în comunicarea cu colegii. Mai mult ca atât, în cadrul acestor percheziții au fost acumulate probe esențiale ce ține de demonstrarea beneficiarului real al acestor bunuri. Cum a menționat și domnul Iachimovski, aceste bunuri sunt înregistrate pe persoane juridice, iar nouă ne revine sarcina de a demonstra cine este de fapt acel beneficiar, cine este persoana din spatele acestor companii care gestionează bunurile imobile. Noi considerăm că am acumulat suficiente probe astfel încât atunci când vom merge cu cauza penală în instanța de judecată, instanța va dispune și o confiscare a acestor bunuri imobile. Mai mult ca atât, ce ține de bunurile imobile unde s-a efectuat percheziția? Cum am menționat, aceste bunuri sunt puse sub sechestru. Valoarea totală acestor bunuri puse sub sechestru este de peste 110 milioane lei, dacă vorbim echivalentul lor în lei. Atunci când am efectuat acea percheziție la cabana din Munții Alpi, de fapt am constatat că ea este complet amenajată cu mobilier și cu bunuri de lux, ceea ce demonstrează un trai destul de opulent al persoanelor care locuiau acolo și care se folosesc de acest bun. Mai mult, mijloacele bănești care au fost depistate într-un altă locație, cele 92.000 de euro și 3.000 de franci, la moment lucrăm cu colegii din Franța pentru a stabili originea acestor mijloace bănești și în vederea ca să aplicăm ulterior măsurile asigurătorii pe acești bani. De asemenea, au fost acumulate probe și privire la alte bunuri din alte jurisdicții. În special, aici m-aș referi la vila din Geneva, familiei Plahotniuc. Informațiile care au fost acumulate arată că în perioada 2013-2016 au fost efectuate investiții în renovarea casei de peste 12 milioane de franci cu privire la acest bun. Și, într-adevăr, aceste eforturi comune, prezența noastră la fața locului, au sporit eficacitatea și valoarea probelor care au fost acumulate în cadrul acestor acțiuni. Și un alt detaliu, deci tot pe cauza frauda bancară, pe care am obținut chiar astăzi dimineață și noi am aflat o decizie de la Curtea de Apel, care e destul de semnificativă pentru această investigație, pentru acest caz, care a fost pronunțată cu data de astăzi. Deci o să o las pe domnul Iachimovski să explice în termeni cât de simpli posibil, măcar că deci, e o chestie destul de complicată, deci decizia care până la urmă o să deblocheze posibilitatea de a merge înainte cu o parte importantă a acestui dosar. Da, vorbim despre decizia despre care presa s-a interesat de mai mult timp, cel mai probabil deja de 3 ani de zile, un recurs depus de Procuratorul Anticorupției la Curtea de Apel Chișinău în noiembrie 2020, care a fost examinat mai mult de 3 ani, asupra unei cheri care nu ne permitea să dezlungem, să trimitem în judecată un episod destul de voluminos din frauda bancară, în care sunt aplicate sechestre de peste 2 miliarde de lei. În sfârșit, am recepționat, în intermediul Cancelarea Procuratorului Anticorupție a recepționat o copie a acestei decizii. Așteptăm să fie expediată deja o decizie în original în adresa Procuratorului Anticorupție și asta va permite să finisăm episoade noi în frauda bancară și să încercăm să valorificăm sechestrele care sunt aplicate în această cauză. Întrebări, dacă sunt. Da. Francesca, de acolo, domnul Iachimovski, a spus că în apartament a fost depistat o rudă, domnul rudă apropiată. Puteți să ne spuneți ce este? Pot să vă spun până la moment doar că este o rudă foarte apropiată. O să revenim cu detalii. Dar în ce relație de rudă? Mi-am surprins, dar domnul Plahotniuc. Rudă foarte apropiată, rudă de gradul întâi. Păi este... Nu este soția domnului Plahotniuc. Copii. O să venim cu detalii, încercăm să păstrăm, deci această persoană nu este implicată nici într-un, deci nu are niciun statut în dosarul fraudei bancare, noi avem careva
bănuiri sau convenuiri în privința ei, de ce o să încercăm să nu-i dăm numele și să nu-i identificăm pentru anume. Persoana de afaceri în... Referitor la afaceri în Franța, colegii din Franța vor verifica informația respectivă pentru, desigur, de a face legătura ce căutau o astfel de sumă de bani în, în apartamentul domnului deținut, de fapt, de domnul Plăcătin. Dar ce se întâmplă cu vila din cum a, a comunicat și doamna Dărgălin, orice tranzacție pe această vilă a fost blocată pe teritoriul Elveției, desigur că această decizie judecătorească poate fi contestată cu recurs într-o instanță ierarhic superioară din Elveția, e mai probabil că acolo locuiește o parte din familia Plăcotnic. Da, ce mi-am vrea TV Moldova, ați spus că au fost audiați mai mulți martori. Puteți să ne spuneți exact numărul lor și cine sunt aceste persoane? Au fost audiați martori care au prestat, nu, nu o să spun numele sau profesie, pot să vă identific, doar că au fost audiați martori care au prestat servicii pentru Vladimir Plăcotnic. Dar acum, unde se află Vladimir Plăcotnic? Nu am fost informați până la moment, în mod oficial, de niciun stat despre faptul că Vladimir Plăcotnic s-ar afla pe teritoriul suveran al lor. Dar neoficial, aveți informații sau, nu știu, ultima informație pe care o dețineți, unde s-ar afla? Ultima informație pe care o deținem și de la serviciile noastre este că cel mai probabil nu s-ar afla începe din nou. Dacă este să vorbim despre noile imobile de listat acum de procuror și despre ceea ce am vorbit până la sfârșitul anului trecut, că frauda bancară, teoretic, 51% din bani au fost delistați, recuperați sau identificați. Acum, cam la cât s-ar ridica odată cu depistarea și tot mai bun? Bine, la sfârșitul anului, atunci când am spus 59%, am luat în calcul aceste bunuri imobile, pentru că sechestrul deja era aplicat anterior. Nu am informat public despre faptul că sechestrul a fost aplicat de către autoritățile franceze încă în noiembrie anului 2023, deoarece deja colegii din Franța organizau efectuarea acestor acțiuni procesuale, la care urma să apărăm, să fim, participăm și noi, și nu am vrut cumva să... spunem așa, să divulgăm sau de confidențialităm acțiunile pe care le pregăteau colegii noștri din Franța, pe care, apropo, le-au pregătit foarte bine. Dar, referitor la sumă, ceea ce am văzut noi și ce evaluările preliminare ar arăta că, de fapt, bunurile ar putea scoase mai scump decât le-am mai evaluat noi. Dar care este mecanismul ca, în urma cumpărării acestor bunuri, ca bani să ajungă în bugetul nostru de stat? Mecanismele, de fapt, sunt două. Sunt mecanisme juridico-diplomatice și politice. Desigur, cele mai sigure sunt mecanisme juridico-diplomatice, acorduri încheiate între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul francez, ce stabilește repatrierea bunurilor, rezultate din infracțiuni sau ca rezultat a executării unei sentințe de condamnare. De asemenea, până la ajunge la astfel de acord, Republica Moldova ar trebui să-și aducă în regulă legislația internă ce ține de această repatriere și, din câte cunosc, Ministerul Justiției deja de mai mult de o lună lucrează la un proiect de lege care urmează să ajusteze această legislație, să ne permită să nu doar să repatriem bunurile de peste hotare, să stabilim cine se va ocupa de această procedură, un fapt foarte important, precum și pentru a permite ARBI sau alt organ să efectueze investigații financiare și după condamnarea unei persoane. Dar, deci aici se pus accentul pe faptul că, clar, lucru, noi întâi trebuie să obținem o sentință de condamnare definitivă. Deci, până la urmă, noi, ca procurori și ofițeri, când acumulăm toate probele și terminăm o investigație, o trimitem în următoarea fază, care e, deci, pe banca judecătorilor, și ne așteptăm să miște cât mai repede aceste dosare, pentru că înțelegem cât e de important să ajungem la o finalitate, în primul rând, pentru că aceste infracțiuni au fost comise cu așa de mulți ani în urmă, dar în al doilea rând înțelegem cu toții ce sume mari sunt deci, deja înghețate, sechestrate și dacă am ajunge cât mai repede la o sentință, care n-ar fi, am avea finalitate, am ști dacă avem condamnare, să putem recupera această sumă de bani în interesul cetățenilor cât mai repede posibil sau fie o sentință de achitare ca să, deci, să mergem mai departe. Deci noi, ca procurori, ca ofițeri, am făcut absolut tot posibil să terminăm cât mai repede și cât mai calitativ aceste investigații. Am reușit să înghețăm aceste bunuri, să ne asigurăm că pe parcursul judecății deci nu poate fi înstrăinată această sumă mare, mare de bani, dar ne așteptăm, deci, și sperăm
că judecătorii, înțelegem că și ei sunt încărcați, dar asta e o prioritate națională pentru Republica noastră și sperăm foarte mult să meargă mai repede aceste ședințe de judecată, să ajungem la finalitate cât mai repede posibil. Da, deci tot la dosarul frauda bancară, pe 11 ianuarie a murit unul din principalii martori din acest dosar. Vrem să întrebăm ce riscuri poate genera acest lucru și dacă va influența cumva și dacă vor pica anumite probleme. Vreau să vin cu, nu știu, o să fie poate o noutate, domnul Goffman îl este în vedere. Da. Domnul Goffman nu era martor în dosarul frauda bancară. Domnul Goffman, de cât cunosc, a fost audiat în dosarul Landromat. Domnul Goffman a transmis o scrisoare în adresa Procuraturii Anticorupție, cred că vreo 3 ani în urmă, în care și-a arătat disponibilitatea de a furniza anumite informații către procurori, fără specifica care informații, fiind solicitat spre zi, dumnealui nu a venit la Procuratura Anticorupție. Ulterior, dumnealui a încercat să explice anumite informații pe care noi deja le cunoșteam. Deci nu erau informații care puteau să indice concret la anumite persoane. Deci probabil că persoanele care indică asupra faptul că domnul Goffman a fost un martor cheie în frauda bancară, nu cunosc. Dumnealui a fost audiat în roman. Și cu privire la eliberarea domnului Blonski, deci ieri am studiat încheierea instanței și la fel și magistratul a declarat că de fapt se cunoștea din timp, avocatul a depus o cerere din timp, că dumneavoastră intenționează să se predea. Vreau să întrebăm dacă într-adevăr procuratura cunoștea despre acest lucru. Noi nu cunoșteam despre acest lucru, dar haideți să vorbim despre chestiuni pozitive astăzi. Cum putem conlucra cu judecătorii păi din Franța. Dar nu ați ieșit cu un comentariu și nouă ne este foarte interesant cu un comentariu. Iarăși Procuratura a făcut un comentariu, un comunicat la acest subiect. Este pe site-ul Procuraturii. Apropo, la acest subiect este vorba de același magistrat care l-a eliberat pe domnul Andronache din arestul la domiciliu. Acum același magistrat respectiv nu aplică nicio măsură preventivă asupra altui învăluită măsoară o fraudă bancară. Anterior ați depus la CSM atunci o sesizare pe numele acestui judecător, dacă o veți face și în acest caz. Deci da, e același judecător pentru că e o cauză comună, deci o singură cauză penală cu două persoane, inclusiv domnul Blonski, care deci când am trimis dosarul în judecată era trimis în judecată în lipsa lui, cum ne permite legea, dar acum deci este fizic în Moldova, dar e același judecător. Anterior, deci procurorul general a depus o sesizare la Consiliul Superior a Magistraturii pe acest judecător. De fapt, au fost depuse două, unul pe alt dosar. În ambele cazuri, dacă nu greșesc, au fost respinse ca inadmisibile așa sesizări, pentru că poziția e că procurorul general nu poate sesiza CSM despre așa fel de acte. Fiind o persoană din afara sistemului, îmi vine foarte greu să înțeleg cum un procuror general nu poate să fie subiect la sesizările deci colegiului disciplinar, când noi, procuratura, reprezentăm statul în fiecare caz și suntem primii care am observat careva acțiuni care, deci, din punctul nostru de vedere, s-ar putea fi încălcări din punct de vedere disciplinar. Procurorul general are competența să pornească dosare penale în privința judecătorilor. Deci, din punctul meu de vedere, nu înțeleg cum legislația în Republica Moldova nu permite procurorul general să sesizeze CSM-ul despre acțiunea judecătorilor. Dar asta este situația în care ne aflăm. Noi încercăm să fim publici despre ceea ce se întâmplă, ca să fie la curent societatea întreagă despre ce se întâmplă. Dar până la urmă, deci noi vorbim despre un dosar cu infracțiuni economice, deci nu vorbim despre persoane care au comis omor sau prezintă alt risc, pericol social. Clar lucru, noi am avut poziția noastră cu privire la măsura preventivă, dar până la urmă mergem înainte. Deci mergem înainte cu dosarul, suntem siguri în calitatea probelor pe care le avem. Până la urmă, chiar dacă persoana fuge iarăși din țară, deci dosarul nostru merge înainte, averea poate fi confiscată. Deci o să, cum a spus și domnul Iachimovski, încercăm să fim optimiști și pozitivi mai departe, chiar dacă ne întâlnim cu piedici. Vă mulțumim foarte mult tuturor că ați venit. O să continuăm să fim deschiși și transparenți și mai departe, dar vă mulțumim pentru asta. O zi bună!